Vâlcenii au început să-și vândă pământul. Peste 1000 de dosare de vânzare a terenurilor din extravilanul a 78 de localități au fost înregistrate la Direcția Agricolă Vâlcea în primele 9 luni ale acestui an. Cele mai mari suprafețe înstrăinate sunt amplasate în extravilanul localităților Zătreni, Ionești și Mihăiești. În perioada 1-1-2018 și până la 30 ianuarie 2018, la sediul Direcției pentru Agricultură Județene Vâlcea, au fost depuse și înregistrate un număr de 1146 de dosare de vânzare a terenului din extravilan, cu o suprafață de 436,61 hectare. Ca să detaliem, cum am discutat la Colegiul Prefectural, pe localități, am făcut un clasament. Pe primul loc, în vânzarea terenului din extravilan, se află comuna Zătreni, cu 304.947 metri pătrați, după care urmează primăria comunei Mihăiești, cu 261.174 metri pătrați, primăria Ionești, cu 265.019 metri pătrați, după care urmează 6 localități, primăria Băbeni, 146.701 metri pătrați, primăria Lunu, 143.893 metri pătrați, primăria Câinen, 114.700 de metri pătrați. Restul primăriilor au o suprafață sub 100.000 de metri pătrați de teren vândut din extravilan. Vânzările au fost impulsionate și de subvențiile acordate de APIA, spun reprezentanții Direcției Agricole Vâlcea, iar majoritatea terenurilor au intrat în proprietatea unor persoane fizice interesate să obțină mai mulți bani. APIA, mărindu-și suprafața, având peste un hectar, și cumpărând de la ceilalți și făcând o singură suprafață mai mare, se încadrează și în subvenția de la APIA. În general, cei care au cumpărat sunt persoane fizice sau societăți comerciale? Societăți comerciale undeva la 2%, dacă au fost, restul persoane fizice, pentru că prin legea 17, vânzarea terenului din extravilan, au entitate preemptorii, adică vecinii care sunt în jurul terenului care este de vânzare, și atunci, ca să nu vină altcineva din altă localitate să intre acolo, cel care a vrut să-și mărească suprafața agricolă are întâietate să cumpere terenul. Între cei care au cumpărat terenul și străini? Nu avem străini la nivelul județului Vâlcea care să fi cumpărat terenul din extravilan. În ceea ce privește prețul de vânzare, în topul localităților cu cel mai scump teren se află stațiunea Voineasa, unde prețul mediu pentru un metru pătrat de pământ în extravilan este de 75 de lei. Comuna Vlădești, cu un preț mediu de 28 de lei pe metru pătrat, comuna Bunești, cu un preț de 56,79 de lei pe metru pătrat de teren, și municipiul Râmnicu Vâlcea, cu 34,12 lei pe metru pătrat de teren.